Tema care urmează este produsul meu preferat, doamna doctor Doina Păun. Poftiți, doamna doctor! Deja s-a depășit timpul. Las violinul pentru data viitoare. Eu de regulă prezint teme de motivație. Deci acum am ales o temă medicală. Pentru că noi promovăm sănătatea. Așa cum spunea domnul Ovidiu Poman, Ministerul Sănătății se poate numi fără de greșeală Ministerul Bolilor. Pentru că la Ministerul Sănătății nu există decât statistici cu diabetici, cu hipertensivi, cu fel de fel. Dar promovarea prevenției nu există. Nu există. Deci am ales, am renunțat la rodiolin și am ales uleiul de oregano pentru că este această perioadă de tranziție de la anotimpul cald și la anotimpul rece și de cele mai multe ori este bine să ne protejăm înainte de a se instala boala. Unul din produsele de excepție și care mie îmi place foarte tare și recomand căldură. Este uleiul de oregano. Uleiul de oregano este extras din frunzele unei plante, oregano, care crește pe Mediterană, Riviera Mediterană. Este foarte folosit, în special la greci și ca și condiment alimentar. Proprietățile benefice pentru sănătate sunt multiple. Din start se poate folosi pe cale internă. Și are proprietăți așa, antivirale, antibacteriene, antifungice, antimicotice. Viral. În momentul când persoana respectivă sau noi simțim că vine răceala, apelăm la uleiul de oregano, este o sticluță de 30 de mililitri, are picurător, se poate păstra într-un loc închis, dar chiar la... Mai era ceva de... Așa arată. 30 de mililitri. Da? Ăsta este adevărul. Deci, în dureri de gât, sunt foarte multe răceli care întâi debutează cu senzație de durere în gât. Apelăm la oricare. Fără niciun fel de exagerare. După aia, este folosit pe tot tractusul respirator, în bronșite, în nas bronșic, fără niciun fel de exagerare. Pe lângă, în nasul bronșic, pe lângă tratamentul dat de medic, uleiul de oregano face minune. Ăsta este adevărul. După aia, are efect grozav în formele de tuse, care sunt reflexe. Deci după ce trece răceala, omul rămâne cu acel nod în gât și cu această senzație de cu acest ulei de oregano trece. Ăsta este adevărul. Mai departe, efectul antibacterian. Este deosebit de eficace uleiul de oregano în bacterii, în salmonella, în Escherichia coli, în Staphylococcus aureus. Merge foarte bine pe digestiv, în toate formele, și acute și cronice, de gastrită. Dar mai ales în formele de gastrită atonică. Merge extraordinar cu rezultate spectaculare. După aceea, în enteritele dizenteriforme. Rezultate spectaculare. Într-adevăr spectaculare și la noi în structură. Avem cazuri rezolvate de Candida albicans sub formă cronică. 3-4 picături sau 5 de 3 ori pe zi e modul de administrare. Cazul de la Severin, din rețeaua doamnei Zaharia, care nu este aici, a rezolvat. E în Spania. Da, este plecat în Spania. Da, cu Candida. La Severin și vă rog să vă ridicați în picioare. Hai, Lidia, ridică-te, ea știe de caz, e la ea. Da, e nimic. Așa. Era o formă de Candida albicans cronică și acel bărbat a umblat prin multe spitale, a cheltuit
foarte mulți bani și a scăpat cu acestul eroizat. Este caz, caz rezolvat în structura noastră. Problema copiilor și în special, marea majoritate a copiilor sunt în colectivități. Este problema paraziților și în special la Giardia. Niciun tratament clasic, medicamentos, nu rezolvă problema paraziților. De ce? Pentru că este suficient să rămână un singur ou de Giardia și după aia să reface și tot așa și tot așa. Deci, oregano oil poate să rezolve cu rezultate teribile giardioza. Pe lângă utilizarea internă, are efecte extraordinare și externe. De exemplu, sunt persoane care au probleme la nivelul scalpului, deci infecții cu fungi. Da? Sunt persoane care de ani de zile luptă împotriva mătreții și nu reușesc să scape. Să uită la televizor un șapon. Data viitoare vine de la Ronaldo. Vine cu alt șapon. Da. Problema este în felul următor. Cu acest oregano pus în șampon, la început, deci se udă părul și se masează foarte bine. Și se lasă 3, 4, 5 minute. Da? Se clătește după aia foarte bine și rezultatele nu se văd imediat. Deci, la fiecare spălare, cel puțin 2-3 luni. Și rezultatele apar, să știți. Fără niciun fel de exagerare. Sunt foarte mulți tineri care merg la piscine. Da? Și să procopsesc cu un pitirial zis de nu-i adevărat. Nu știe ce fel de rețete și magistrale să folosească să scape totuși. Da? Cu acest ulei de oregano, rezultatele sunt grozave. Ăsta este adevărul. După aia, nemaipomenit de bun este pentru protecția dinților și a gingiilor, pentru că la nivelul cavității bucale, țineți minte, la bază sunt dentistă, da? Și știu. Cavitatea bucală este posesoarea unui volum de bacterii nemaipomenit. De asta recomand schimbarea pe puțin, la 3 luni, a pastelor de dinți. Și niciodată o singură pastă de dinți. Deci Colgate cu Blendamet cu o dată. Deci într-o dimineață sau și seară cu una, după aia cu alta. Da? Așa. După aia. Este deosebit de util pentru persoanele care cărora le miroase gura, la halenă fetidă, prin inhalație. De asemenea, la răceli. Deci pus 10 picături într-o ibric cu prosopul și rezultatele sunt spectaculare. Se inspiră pe nas și se dă aer afară. Mai departe, în micozele unghiilor, sunt foarte multe persoane care au probleme la unghiile de la picioare și la degetele de la picioare din cauza pantofilor. Și nu realizează lucrul ăsta. Se pot rezolva cu una, două picături de oregano și masat ușor. Și problema este rezolvată. Dar, de regulă, încă o dată, toate produsele naturiste acționează încet. Deci, trebuie nu numai răbdare, dar credința grozavă că se rezolvă problema de sănătate respectivă și sigur se rezolvă. La fel, ca înțepăturile de insecte. În momentul de față, vedeți, cu căldurile se adita mai, după aia fric, deci și insectele sunt de așa natură dezvoltate, încât nu mai mor la fel de soluții pe care le folosim. Uleiul de oregano masat și se rezolvă. Ce trebuie să vă spun? În situația în care doriți rezultate excepționale pentru dumneavoastră, pentru familiile dumneavoastră, pentru prietenii la care recomandați, puneți-l în tandem cu Milk Time, pentru că efectele sunt spectaculare. Eu, personal, l-am recomandat și nu o să vă vină să credeți, l-am recomandat cu Samburex.
pentru că samburexul merge pe sistem imunitar de nu-i adevărat, pe toate problemele respiratorii. Se ia întotdeauna după masă, pentru că poate să dea fierea peste cap. Da? Deci întotdeauna se mănâncă întâi și după aia să ia pe cale internă uleiul de oregano. Cu mare atenție la problemele, la persoanele care au probleme cu diabetul. Da? Așa, și iarăși o contraindicație la, special la femei, este anemia periplivă, pentru că blochează fierul. Folosiți-l, luați-l acasă ca un prieten adevărat, pentru că a venit timpul rece, anotimpul rece. Și cum ați observat, acum se întinde de noi adevărat. Deci ne ducem la martie, la aprilie. Deci merită să-l avem în casă. Tot ce vă doresc, sănătate maximă, aveți toată dragostea mea, vă iubesc pe toți și vă plac. Nu mă simt bine dacă vin la o întâlnire și nu vă spun măcar trei ori.